Mănăstirea Dumbrăvele, așezată în apropiere de satul Oșlobeni, comuna Bodești, la o distanță aproape egală de Târgu Neamț și de Piatra Neamț, nu și-a transmis istoricul doar prin viul grai al bătrânilor din satele vecine. Este citată în actul din 1774 sub denumirea de Schitul Dumbrăverile. Prima biserică cea ridicată de călugări în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, în mijlocul stejarilor, după numele pădurii Dumbrava, era botezată pentru scurt timp și mica localitate din zonă, a primit în 1900 corpul de chilii și clopotnița. În comunism a funcționat ca biserică de mir. În 1991, schitul a trecut sub oblăduirea mănăstirii Bistrița. Doi ani mai târziu, icoanele schitului Dumbrăvele, așezate astăzi în noul paraclis, au scăpat de furia unui incendiu. Biserica, în schimb, a ars până la temelii. Pavel Todeliță și-a legat numele de fundația pentru noul așezământ monahal, de temelia funcțională, de acoperirea cu tablă zincată, lucrându-se cu intensitate la pictură, catapeteasmă, mobilier. Odată cu slujba de sfințire, schitul a fost ridicat la rang de mănăstire, cu hramurile Nașterea Maicii Domnului, Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Arhitectura mi-a dat de gândit. Nu se constituie la prima vedere ca un nucleu care să păstreze farmecul, atmosfera monahală străveche. Construită din cărămidă, după un plan cruciform, are o singură turlă pe Sfântul Altar, dar păstrează stilul moldovenesc. Clopotul turnat la Brașov în 1800, potirul din anul 1841, policandrul mare din 1887, inscripționat cu numele donatorilor, sunt lucruri de preț. Pictura pare a fi modul în care gândește Ciprian Istrate, manifestat la exterior, întrebări puse de artistul plastic cu răspunsuri care îi aparțin tot lui. Oricum, mănăstirea Dumbrăvele este ceva mai mult decât asumarea imaginației ca formă de libertate.